Dragii mei, bună ziua! Stimați reprezentanți ai mass media, vă mulțumesc frumos! Suntem onorați să vă primim în micul nostru sediu de campanie a echipei blocului electoral Ruslan Codreanu. Să vedeți și voi în ce condiții activăm, cine suntem și cum suntem. Astăzi vreau să vin cu un mesaj, în primul rând, adresat colegilor mei, concurențele electorale pentru primăria municipiului Chișinău. Suntem la mijlocul de campanie electorală și constat pe locuri cu tristețe că nu transmitem mesaje oamenilor care se vină să unească, să ne unească pe noi toți în jurul unor probleme reale pe care le are municipiul Chișinău și le au locuitorii municipiului Chișinău. Noi, politicienii, avem o muncă și prima noastră misiune trebuie să fie să unim oamenii în jurul unor valori și în jurul unor probleme comune. Dar noi suntem în continuare, după 30 de ani, divizați pe diferite criterii. Între vest, est, sus, jos, buni, răi, săraci, bogați, NATO, nu NATO, divizați tot de politicieni. Și asta este trist, pentru că mulți dintre colegii mei care astăzi candidează pentru primăria municipiului Chișinău știu că glodul în municipiul Chișinău nu are culoare politică, că asfaltul pe Mircea cel Bătrân nu are culoare politică, câinii maidanezi nu au culoare politică. Și divizarea asta a oamenilor între est, vest, și să ne bage niște probleme artificiale pe agenda publică în campanie electorală, nu le face față. Eu fac astăzi apel către toți colegii mei concurenți electorali. Haideți să unim oamenii în jurul unor probleme reale pe care le are municipiul Chișinău. Eu știu că este mai greu să unești. Să unești în jurul problemelor din educație, din sănătate, în jurul problemelor din infrastructură rutieră și socială a municipiului Chișinău. E greu să unești. Pentru că asta, pe lângă faptul că implică o dragoste de oameni, asta implică și profesionalism. Dar eu vă rog, haideți să revenim la problemele reale și să construim Chișinău așa cum îl vedem noi toți. Pentru oameni și împreună cu oamenii și să nu mai divizăm între ai noștri și între ai voștri. Hai să lăsăm loc de bună ziua. Hai să lăsăm loc de dezbatere în continuare în Consiliul Municipal pe problemele reale ale municipiului Chișinău și ale locuitorilor municipiului Chișinău. Și tocmai urmărind de două săptămâni, cum decurge campania electorală, așteptând mesajele concurenților mei să văd inclusiv cum văd ei problemele, ce probleme văd ei și cu ce soluții vin, ca să le dezbatem împreună, să atacăm ideile, soluțiile și nu oamenii. Am decis împreună cu colegii să elaborăm un pact, pact pentru o campanie civilizată în alegerile locale din municipiul Chișinău pentru noiembrie 2023. Scopul general al acestui pact, pe care vreau să-l semneze toți colegii mei concurenți în campanie electorală, este să promovăm o campanie electorală civilizată, să discutăm idei și soluții, să construim o platformă de idei pentru următorul Consiliu Municipal și conducere a primăriei municipiului Chișinău, să construim o platformă pentru care noi toți să venim să lucrăm, pentru că de nenumărate ori am zis, în primăria municipiului Chișinău, în municipiul Chișinău, sunt atât de multe probleme că ele nu vor fi rezolvate de toți concurenții electorali luați împreună. Haideți să revenim la agenda reală a oamenilor și la bubele pe care le are orașul nostru Chișinău. Să lăsăm falsurile, atacurile personale și denigrările și agendele false pe care unii dintre candidați încearcă să le pună în fața alegătorilor. Vreau să ne angajăm și să respectăm principiile democratice și valorile civice fundamentale. Vreau să promovăm un discurs civilizat, respectuos în toate comunicările noastre, evitând limbajul inflamator și dezbinător. Vreau să asigurăm transparență și integritate, să furnizăm informații corecte și transparente despre campaniile noastre electorale. Să venim în fața cetățenilor și să spunem din ce ne finanțăm și care sunt sursele de finanțare a campaniilor noastre electorale. Ne asigurăm că toate activitățile noastre de campanie sunt conforme cu cadrul legal. Vă îndemn în punctul 3 să avem un dialog civilizat, constructiv și de cooperare. Atât pe termen scurt, pe termen mediu și pe termen lung. Pentru că fiecare dintre dumneavoastră ați declarat că vreți să rămâneți, să trăiți în Republica Moldova și să faceți din municipiu un oraș prosper. Iar pentru asta, pe termen scurt, mediu și lung, este nevoie de dialog. Ne angajăm să promovăm un dialog constructiv între toate părțile implicate în campanie, cu accent pe dezbateri bazate pe idei și proiecte.
Suntem dispuși să cooperăm și cu alte echipe ale concurenților electorali pentru a găsi soluții comune și a veni cu rezolvarea problemelor pentru municipiul Chișinău. Noi vom semna acest pact astăzi din partea blocului electoral Ruslan Codreanu și îl vom expedia tuturor colegilor, concurenților electorali, cărora și pe această cale le doresc mult succes în campania electorală și să nu uite că trebuie de rezolvat problemele reale ale orașului Chișinău. Că oamenii s-au săturat de politică și că orașul Chișinău are nevoie de o administrare și mai puțină politică. Că în Consiliul Municipal trebuie să se facă administrare și mai puțină politică. Că primăria municipiului Chișinău este în interesul cetățeanului să administreze zilnic treburile publice ale municipiului Chișinău și mai puțină politică. Și să avem grijă, dragi colegi, cui îi lăsăm capitalul. Vă mulțumesc!